Oficial, Elisabeta a II-a a Angliei este regina Noii Zeelande, țară alcătuită din două insule mari și mai multe insule mici, situate în sud-estul Oceanului Pacific. În secolul al II-lea și al III-lea, polinezienii au ajuns aici cu vestitele lor vaca, canoele de astăzi, fondând civilizația și cultura Maori. În țara Norului Alb s-au stabilit mai târziu descendenții europeni Pakeha. Olandezul Abel Tasman a descoperit Noua Zeelandă în 1672, iar faimosul James Cook a vizitat-o în 1770. În secolul al XIX-lea, o parte din populația Maori a fost convertită de către misionarii sosiți din toate colțurile Europei. Lăsând în urmă o țară care n-avea nevoie de ei, care nu știa nici măcar că existau, mulți români au emigrat aici încă de la începutul anilor 70. Îmbarcându-se într-o călătorie spre uitare, au ajuns la capătul lumii în căutarea unui loc în care oamenii nu-și pierduseră încă umanitatea. Era doar o chestiune de timp până când au înțeles că sunt liberi să aleagă unde să trăiască. Voiau să fie respectați, să li se recunoască valoarea și reușitele pe care le visaseră și mai voiau să fie fericiți tocmai pentru că veneau dintr-o țară unde se obișnuiseră să trăiască fără entuziasm, fără repere morale, fără perspective. În 51 până în 78, familiile ortodoxe mergeau la diferite comunități sau biserici ortodoxe, respectiv la biserica greacă, sârbă sau rusă, dar din dorința de a auzi Sfânta Liturghie și celelalte slujbe în limba maternă și la îndemnul celorlalți preoți și ierarhii de pe teritoriul neozelandez, câțiva reprezentanții ai familiilor românești din Noua Zeelandă au mers la Patriarhia Română și au cerut binecuvântarea Patriarhului de vrednică pomenire Justinian de a înființa parohia Sfânta Maria din Wellington. În Wellington, capitala Noii Zeelande, pentru românii stabiliți aici, pare că timpul s-a oprit în loc. Trecutul, prezentul și viitorul există ca o singură forță copleșitoare. Am venit cu un vapor norvegian care se numea Goya. Acest vas Goya era vas de război. Au adus trei rânduri de emigranți, să spunem așa. Și noi am fost ultima serie și am fost 900 pe vas. Am plecat pe 8 noiembrie din portul Pireu. Și am ajuns pe 14 decembrie, am pus piciorul aici, în Wellington, la Queen's Wharf. În acel transport erau și greci din Grecia, erau și ruși, erau și italieni și, în total, erau vreo 900-950 persoane. Biserica românească din orașul Vânturilor, care nu se opresc niciodată, este locul unde emigranții vin să practice cultul ortodox în lumina și adevărul Evangheliei. Am făcut acest lăcaș, care era un hol, pur și simplu, și încet, încet a devenit o biserică în care venim și ne rugăm și ne simțim sufletește mulțumiți. În parohia ortodoxă din Auckland, ca și în celelalte parohii românești din Noua Zeelandă, membrii comunității românești au primit în dar biserici de la creștinii anglicani sau romano-catolici, unde se întâlnesc să se reculeagă în timpul slujbelor religioase, să-și reamintească obiceiurile și tradițiile de acasă. Aici parcă avem mai multă nevoie de a veni la biserică, de a ne împlini. Am lăsat acasă viața de o viață. Aici știam că este părintele Mircea Corpodean, deosebit de hărăzit de Dumnezeu. Când e vorba să faci acest lucru în diaspora, e un pic mai dificil, pentru că ne lipsesc oameni în vârstă care să vorbească dintr-o cunoaștere trăită, dintr-o tradiție și dintr-o experiență personală, cele despre biserică. Mă simt acasă aici la biserică
Și am vorbit și cu... am prieteni care vin și ei la biserică și mi-au spus același lucru, că se regăsesc pe ei înșiși, se stabilește o legătură cu Dumnezeu și ce poți să-ți dorești mai mult decât slujba să fie în limba ta. În orașul Hamilton, emigranții români îl prețuiesc pe parohul venit în țară la cererea lor. Prezent mereu printre ei, preotul îi ajută să facă față noilor provocări, să-și păstreze speranța și încrederea într-o țară în care primează civilizația, ordinea și buna organizare. De vreun an de zile avem și noi biserică și chiar ne face mare plăcere și toată admirația pentru preotul nostru. Noi am lăsat practic tot în urmă, asta este casa noastră acum, dar nu înseamnă că ne-am rupt de bogăția spirituală pe care am moștenit-o. Și cred că în special pentru copiii noștri care nu au învățat la școală în România și sunt mai expuși unor tendințe noi sau unor culturi noi în mijlocul cărora au crescut, biserica este foarte importantă pentru a le aminti de unde vin, deci care sunt rădăcinile lor. Credința îi ajută pe românii stabiliți aici să dea mărturie despre Hristos. Nici o comunitate creștină nu se poate zidi dacă nu are drept rădăcină și centru de greutate celebrarea Sfintei Euharistii, de la care trebuie să înceapă orice educație ce tinde să formeze spiritul de comunitate. Suntem cea mai nouă parohie din Noua Zeelandă. Cu ajutorul lui Dumnezeu și prin mijlocile Preasfințitului Părinte Mihail, Episcopul Australiei și a Noii Zeelande. Celelalte confesiuni catolice și anglicane sunt bucuroși să ne aibă în mijlocul lor și să aibă rugăciunea ortodoxă pentru acest oraș. În orașul Christchurch, experiența cutremurului din februarie 2011, care a lăsat în urmă peste 106 de victime, i-a sensibilizat și le-a schimbat cursul vieții nu numai românilor, ci și tuturor locuitorilor de aici. Biserica Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului din Christchurch este primul pământ românesc din insula de sud, Noua Zeelandă. Prin strădania Preasfințitului Părinte Mihail al românilor ortodoxi din Australia și Noua Zeelandă, prin purtarea de grijă a Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române Daniel, și nu în ultimul rând cu sprijinul Guvernului României. Este o mare bucurie pentru toți credincioșii ortodoxi români de peste aceste meleaguri a avea biserica lor. Românii din Christchurch, sub îndrumarea preotului, responsabil de întreaga comunitate eclezială care i-a fost încredințată, consideră că unul dintre cele mai importante lucruri este să rămână fideli valorilor lor etice și spirituale. I think there are many similarities, especially between the Anglican Church and the Orthodox Church. We both have married priests at special times, at baptisms or at Easter, which sometimes is not at the same time, so that we can go to each other's services. The relationships are good. Nu știm dacă românii emigrați în Noua Zeelandă se vor mai întoarce acasă. Cu siguranță le este dor de locul unde s-au născut, de părinții, rudele și de prietenii lor. Viitorul pentru ei este încă o carte deschisă. Au mai rămas de scris destule pagini.